La leyenda del Merchisor. Érase una vez, hace mucho tiempo, cuando un día el sol se transformó en un hermoso joven y bajó del cielo a la tierra. Al sol le gustaba mucho bailar el jora junto con la gente de los pueblos. Sin embargo, su deseo de disfrutar de la compañía de los campesinos le puso en peligro. Un dragón malvado aprovechó la forma humana del sol para raptarlo y arrojarlo al calabozo de su castillo. Después del rapto del sol, el invierno cayó sobre la tierra. Todo se oscureció. Las aves no cantaban, los animales se refugiaban y se dejó de escuchar la alegría y risa de los niños. Nadie tenía el coraje de luchar contra el dragón para liberar al sol, hasta que un joven campesino se propuso rescatar al sol y traer de vuelta al verano y la alegría de la tierra. La lucha entre el joven y el dragón fue larga y difícil, pero el joven no se dio por vencido. Después de mucho tiempo de lucha, el joven logró vencer al dragón y liberar al sol. Luego, el sol volvió al cielo y la vida resurgió. Los animales empezaron a salir de sus refugios. Los pájaros cantaban de nuevo y los niños se divertían alegremente en el campo. La primera flor que brotó desde abajo de la nieve fue el giöchel, campanilla de invierno. El joven resultó gravemente herido durante la lucha. Y la sangre de sus heridas caía mezclándose con la nieve que se derretía. Desde entonces, los jóvenes trenzan el Merchisor, que está hecho de hilos blancos y rojos entrelazados, representando el Giöchel, campanilla de invierno, teñido con la sangre del joven campesino que se sacrificó para liberar al sol. Hoy en día, el Merchisor es llevado en el pecho durante el mes de marzo. Es un amuleto que atrae la buena suerte y simboliza el inicio de la primavera, convirtiéndose así en una tradición popular muy antigua. Leyenda Mărțișorului. Leyenda Mărțișorului spune că într-o zi, soarele s-a transformat într-un tânăr frumos și a coborât pe pământ. Îi plăcea să danseze hora alături de oameni. Dorința lui de a se distra alături de oameni însă l-a pus în pericol. Un zmeu care l-a urmărit, l-a răpit și l-a închis într-o închisoare din castelul lui. În acel moment, peste tot s-a lăsat iarna. Totul s-a întunecat. Păsările nu mai cântau. Animalele s-au ascuns și nu se mai auzea nici râsul vesel al copiilor. Nimeni nu avea curajul să se lupte cu zmeul pentru a elibera soarele. Până când un băiat tânăr, fiul unui țăran, a promis că va încerca să elibereze soarele și să aducă înapoi vara și veselia. Lupta între tânăr și zmeu a fost una dură și grea. Dar băiatul nu s-a lăsat. După câteva zile de luptă, a reușit să-l învingă pe zmeu și a eliberat soarele. Când acesta s-a ridicat pe cer, totul a început să revină la viață. Animalele au ieșit din ascunzișurile lor, păsările au început să cânte, iar copiii alergau vesele afară. Prima floare care a început să iasă din zăpadă a fost ghiocelul. Tânărul însă a fost grav rănit în luptă, iar sângele lui care curgea din răni se amesteca cu zăpada care se topea. Din acel moment, oamenii îmi plătesc fire de ață albă și roșie pentru a ne aminti mereu ce a făcut tânărul curajos pentru noi și pentru a simboliza sosirea primăverii.
În zilele noastre, mărțișorul este purtat toată luna martie. Este o amuletă drăguță, care simbolizează venirea primăverii și aduce noroc, provenind dintr-o tradiție veche din vremuri antice.